Incidentul a avut loc în iunie 2010, când un bărbat din Turceni s-a urcat pe bloc, iar vecinii au închis ușa în urma lui. Soția a sunat la 112, însă poliția a amendat tot pe ei, motiv pentru care au cerut sprijinul procurorilor. Nemulțumiți de rezultat, aceștia au postat pe internet comportamentul polițiștilor. Femeia povestește într-o postare pe internet cum au decurs lucrurile. Soțul meu s-a urcat pe bloc să repare antena ruptă după o vijelie puternică. Intrarea pe bloc se face pe scara numărul 1, noi stând pe scara numărul 2. Vecinii de pe scara numărul 1, binevoitori, l-au închis pe soțul meu pe bloc. Am sunat la 112 pentru a cere ajutorul poliției, dar poliția nu a făcut altceva decât să ne amendeze și să ne rupă camera video cu care filmam cele întâmplate. Postat de Paveloiu Adina, cea care a și fost atacată de agentul de poliție Boblea Constantin și agentul comunitar Stoichițoiu Laurențiu. Asta face poliția din România. Procuratura Gorj consideră că aceștia nu merită nicio sancțiune. Pe YouTube a fost postat și numele oamenilor legii care au devenit nervoși chiar când ar fi trebuit să calmeze spiritele. Filmulețul poate fi văzut acum în întreaga lume. Ia-mă și spargeți! Ia-mă și spargeți! Ce de ce nu faci? Spargeți! Ce nu faci?